și bine v-am găsit la o nouă emisiune dedicată screeningului de cancer de coluterin. Cancerul de coluterin reprezintă o prioritate de sănătate publică în România, fiind una din cele 5 patologii cronice la nivel național ce pot fi diagnosticate, tratate timpuriu. De ce este importantă prevenția, cum putem preveni riscul de îmbolnăvire gravă sau cât de mult contează să fie depistat în forme incipiente, care sunt modalitățile concrete de testare a femeilor în România, și de ce este importantă informarea cu privire la mijloacele de prevenire și conștientizarea riscurilor de îmbolnăvire sunt câteva dintre aspectele pe care le vom evidenția astăzi, alături de invitatul nostru, profesor universitar dr. Lucian Pușcașiu, medic primar, obstetrică, ginecologie. Bună ziua și bine ați venit, domnule profesor! Vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație! Domnule profesor, pentru început v-aș ruga să ne spuneți de ce cancerul de coluterin este o problemă de sănătate publică în România, și dacă ați putea să raportați uh, această problematică la situația la nivel european. Cred că exemplul cancerul de coluterin este unul dintre uh, cele mai bune pe care le putem utiliza atunci când facem referire la termenul de sănătate publică. Pentru că Amploarea fenomenului face ca uh, să discutăm de o problemă la nivel populațional, mai mult decât în alte situații în care vorbim de situația unui individ în parte. Sigur, în funcție de diferitele modalități de raportare, uh, în funcție de uh, diferitele durate ale uh, evaluării incidenței cancerului de coluterin, putem să spunem cifre diferite, Uh, cred că una dintre cele mai sugestive însă este că, uh, în fapt, dacă ne uităm peste ceva ce este atât de crud precum uh, uh, mortalitatea, uh, noi putem să spunem că în România undeva între 6 și 8, la fiecare 6-8 ore o femeie moare de cancer de coluterin. Uh, cred că nu este comparație mai dramatică decât acest lucru și vorbim până la urmă de o țară europeană care din nefericire are uh, uh, aceste, aceste urmări sau aceste, aceste cifre pe care noi le, le înregistrăm în continuare în România. Uh, de ce este sănătate publică implicată aici. Uh, există extrem de multe studii care ne arată legătura foarte, foarte apropiată între statutul social al cuiva și riscul de cancer de coluterin. Cu alte cuvinte, este momentul să spunem negru pe alb și să spunem cu subiect și predicat că din nefericire, cancerul de col uterin invaziv este o boală a zonei marginale economice, a zonei marginale a educației, este o boală a sărăciei, este o boală a lipsei de informare. Trăim un paradox îngrozitor în care noi avem de-a face cu un, unul dintre cele mai ușor depistabile cancere în fază incipientă, pentru că despre asta vorbim. Și cu toate că este, tehnic vorbind, sau la nivel individual vorbind, unul dintre cele mai ușor de depistat timpuriu cancere, cu toate acestea avem acest paradox al, al mortalității prin cancer de coluterin. De ce? Pentru că deocamdată nu am reușit suficient să convingem lumea să convingem populația, să convingem factorii de decizie că, în esență, cancerul de coluterin trebuie adresat sau screeningul pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin trebuie adresată întregii populații. Și doar adresând-o întregii populații vom ajunge cândva să scădem mortalitatea prin cancer de coluterin. Ori, una dintre marile provocări are, inclusiv ale acestui program, este să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de el, și anume nu în zona uh, femeilor cu statut economic-social bun, educate din zonele populate, uh, civilizate, urbane, ci noi va trebui să ajungem cu, cu, cu acest program acolo unde drama este cu adevărat, uh, uh, cum să spun eu, reală și zilnică, pentru că. Până când nu vom reuși să ajungem în acele zone defavorizate, nu vom reuși să facem o diferență în mortalitate. Există, la nivel global, o, o uh, reprezentare grafică. Știți când avem planii globul, o hartă desfășurată a globului uterin, și uh, există o suprapunere quasi totală a zonelor în care mortalitatea prin cancer de coluterin este cea mai mare. Respectiv, acoperirea cu screening pentru depistarea precoce este cea mai mică. Este o relație directă. Cu cât este mai puțin screening, cu atât mortalitatea este mai mare. Și, deja, sigur, noi vorbim de niște lucruri pe care comunitatea medicală le cunoaște de la nivelul anilor 50. Introducerea în masă a screeningului în, uh, în populație a condus la o reducere cu 70% a uh, mortalității prin cancer de coluterin. Pe de o parte, pe de -aia la altă parte, studii extrem de recente, în țări extrem de civilizate în Statele Unite ne arată că diferențele economico-sociale fac ca mortalitatea prin cancer de coluterin între zonele bogate, educate cu acces la informație și la, la, la informație mai ales și la servicii medicale, desigur, diferența între aceste zone, să le spunem, favorizate versus cele defavorizate conduce la o diferență de până la 70% mai mare incidența cancerului de col uterin în zonele defavorizate. Și povestea este, vedeți, este acest paradox în care informațiile acestea medicale și epidemiologice există este. Noi nu mai trebuie să mai inventăm lucrurile astea. Desigur, rămâne modalitatea particulară a fiecare zone, a fiecarei țări. A fie... Este o chestiune deja de politică sanitară, adică de sănătate publică, așa cum ați întrebat, ca să punem în aplicare lucruri pe care știința medicală le-a demonstrat deja de multă vreme. Noi ne rămâne să transpunem în practică așa cum este cel mai bine pentru noi, rezultatele acestea. Noi nu mai trebuie să mai discutăm dacă cancerul de col uterin, screening cancerul de col uterin este sau nu metoda de urmat. Da, ea este. Modalitatea în care vom face accesibil acest proces de screening în populația care are nevoie de ea, reprezintă provocarea. Pentru că ne adresăm femeilor din zone defavorizate, v-aș ruga să explicăm puțin în termeni mai accesibili care sunt principalele beneficii ale programului de screening? Ce, Ce înseamnă în fapt screeningul de cancer de coluterin? Da? Spuneam așa: în, în, esență, în esență. Diferitele modalități de a scrina, de a depista precoce. De fapt, despre asta este vorba, de a depista precoce cancerul de coluterin. Presupune să ne adresăm populației generale feminine, să zicem, sexual active. da? Așa este el conceput, cu scopul de a analiza pe toată lumea, să spunem așa, sau pe cât mai multă lume care este eligibilă. De ce facem acest lucru? Pentru că metodele pe care le avem la dispoziție ne permit să depistăm un viitor cancer de coluterină, respectiv să depistăm niște leziuni care, în timp, și într-un timp relativ lung vor ajunge să dezvolte cancer invaziv de coluterin. Ori, de asemenea, știința ne spune că tratarea unei leziuni precanceroase se soldează cu vindecare de 100% precând tratarea unui cancer invaziv de coluterin duce la rate crescute sau crescânde de mortalitate în funcție de momentul în care a fost diagnosticat. Sau, într-un limbaj laic, Screeningul ne permite să descoperim niște stări precanceroase a căror tratare se soldează cu vindecare de 100%. Tocmai depistarea formelor foarte avansate și probabil destul de numeroase în rândul pacientelor din România ne clasează probabil pe primul loc în Europa din punct de vedere al situației problematicii cancerului de col Fără discuție, și aici avem informații deja de multă vreme din nefericire, pentru că ele sunt informații extrem de pre... mai precise, ele fiind colectate la nivel de spital, când situația este deja, deja catastrofală. În medie, diagnosticul cancerului de col uterin în România vizează uh, stadiile 2 și câteodată 3, ceea ce ne plasează într-o poziție deloc de invidiat. Cu alte cuvinte, supraviețuirea acestor paciente după o serie îngrozitoare de tratamente medicale este una uh, extrem de scăzută, în ciuda progreselor pe care chirurgia, chimioterapia și radioterapia uh, le-au înregistrat uh, în ultimii ani. Uh, necazul mare este că, odată ce se diagnostichează un cancer invaziv, uh, progresia lui și evoluția bolii sunt catastrofale pentru, pentru pacientă versus o depistare a unei leziuni cu potențial uh, 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 de evoluție în ani care se vindecă relativ simplu, prin metode relativ simple, accesibile și care duce la o vindecare de 100%, cum spuneam. Și care poate fi depistat cu foarte multă Și de care ușurință poate fi depistată prin metode la îndemână, metode facile. V-aș ruga să ne explicați puțin care sunt metodele concrete de prevenție. Cea mai populară și care s-a dovedit de-a lungul timpului uh, o metodă de succes în majoritatea covârșitoare a țărilor civilizate care au aplicat-o este uh, determinarea uh, sc este screeningul pentru cancer de col uterin prin metoda uh, Babes Papa Nicolau, îi spunem noi în România, că avem o afinitate pentru această descoperire, prin metoda Papa Nicolau, care practic ce face? Practic uh, se recoltează de la nivelul colului uterin uh, niște celule a căror analiză ne spune dacă celulele acelea sunt suspecte pentru o evoluție nedorită în timp. Respectiv, Sigur, acum putem să negociem dacă este o investigație plăcută sau neplăcută. Nu este neapărat plăcută, este o investigație și este una care implică, nu așa, un grad anume de intimitate și presupune accesul la organele genitale ale pacientelor, dar pe de la altă parte este ceva ce durează câteva zeci de secunde, este ceva care nu este dureros, este totalmente neinvaziv și care practic prevede perierea colului uterin prin cu ajutorul unor unor periuțe sau, nu intrăm în detaliile acestea, recoltarea unor celule care se descoamează de la nivelul colului uterin și uh, uh, evaluarea lor microscopică ulterioară. Încă o dată, chiar dacă presupune ca pacienta să se deplaseze de acasă și să uh, uh, se prezinte într-un loc în care noi în acest moment oferim screeningul, nu reprezintă o, o, o metodă deloc invazivă sau deloc dureroasă sau, sau cum să spun neplăcută. Sigur, am subliniat, este nevoie de acces la organele genitale, dar este ceva care, în esență, cu totul durează un minut. Fără, fără de care nu s-ar putea face acest screening. Deci, practic, femeile ar trebui să înțeleagă de fapt și să se gândească doar la beneficiul real în, în favoarea sănătății lor. A Fără discuție, aici... Uh, în esență, cred că lucrurile trebuie să le spunem din nou, foarte apăsat. Nu este nici măcar un subiect de discuție dacă o, o uh, neplăcere de 20 de secunde poate să fie contrabalansată de enormele uh, beneficii pe care uh, rezultatele odată obținute le are. Și, încă o dată, uh, vorbim despre ceva care. Uh, Dumnezeule, se face odată pe an, să zicem, până la o anumită vârstă, respectiv încă și mai rar ulterior. Deci nu este așa că cum trăim situația actuală. Cu nevoia de testare atât de, atât de, 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 mă rog, nu de controversată, dar atât de blamată, a faptului că cineva merge să se recolteze din intranazal pentru uh, uh, testare COVID în zilele noastre, cu catastrofa pe care o trăim, uh, și vorbim de testări la 72 de ore, este cu totul altceva. Uh, o testare, Papa Nicolau cu rezultat normal, uh, permite pacientei să se reprogrameze pentru următoarea testare în funcție de programul care va fi pus la dispoziție niciodată mai repede de un an. Deci vorbim de ceva ce este cât se poate de, de, de decent pentru uh, 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 populația căreia noi ne adresăm, uh, căreia vrem să ne adresăm și în, într-un total, să zicem, beneficiu în ceea ce privește odată rezultatele obținute. Care considerați că sunt principalii factori de risc care pot genera, pot conduce către o evoluție spre cancerul de coluterin? Acum, sigur, aici lucrurile... putem să discutăm de multe, de multe aspecte. Ce vreau eu să spun este că n-aș vrea să conduc discuția în zona factorilor de risc cunoscuți. Mi-ar place să vă spun cel mai tare, pentru că de asta suntem aici că principalul risc pentru a dezvolta cancer invaziv de col uterin este să nu faci screeningul. Este mai puțin probabil, sigur, că fumatul, că partenerii sexuali multipli, că imunodeficiența. Noi putem invoca tot felul de motive din acestea medicale care au o bază științifică. Dar probabil cel mai bun sau cel mai adecvat răspuns în contextul discuției noastre este lipsa screeningului. Există intervale de vârstă cu risc crescut de îmbolnăvire în rândul pacientelor? Da, da. Atâta vreme cât în majoritatea covârșitoare a cazurilor cancerul de coluterin uh, este asociat cu infecția cu human papilomavirus, uh, este această legătură care a fost demonstrată și care într-un final a adus și un premiu Nobel pentru medicină, inventară. Descoperitorului este uh, uh, contactul cu human papilomavirus este dependent de activitatea sexuală. Uh, și ca urmare acestui fapt, de aceea noi nu avem grupe de risc neapărat, pentru că în esență, grupa de risc este toată populația care are activitate sexuală. Sigur că aici este o, o, o factorul vârstă intervine, așa vârsta mai tânără este momentul în care. Uh, șansa să intri în contact cu hemopapiloma virus este mai mare decât vârsta adultă uh, și de aceea este un, nu adultă, ci înaintată. În același timp, gradul de imunitate la vârstă tânără este mult mai mare față de imunitatea pe care o are o femeie mai în vârstă? Uh, eu nu aș pune așa problema, pentru că uh, aceste lucruri vizează un anume tip de uh, imunitate și, vedeți, uh, uh, n-aș vrea să cădem într-o zonă în care să negociem dacă, dacă, și care imunitate este mai bună sau nu, pentru că Vedeți, întreaga această poveste cu imunitatea specifică și nespecifică și mai ales în cazul human papiloma virus poate să fie, extrem de, să fie o discuție extrem de alunecoasă. Și am putea, am putea rata ținta discuției noastre să nu ne concentrăm pe, o, pe un rezultat intermediar sau surogat. N-aș vrea ca, în urma discuției noastre, cineva să înceapă să se gândească să determine imunitatea cuiva. Evaluarea imunității nu face parte. O imunitate pe care o considerăm bună nu ne protejează pentru cancer de col. În esență, vedeți, și asta este ceva ce trebuie spus. Contactul cu Human Papilomavirus este quasi universal, adică este estimat undeva la 85% din populație. Dar noi deocamdată nu putem să spunem cu exactitate de ce din această expunere atât de largă a populației numai anumite persoane dezvoltă cancer de, de coluterin. Pentru că cele 120 de tulpini de HPV sunt comune în, la, la specia umană, cele cu risc înalt vor conduce la cancer, dar nu o, o proporție infimă din toți oamenii expuși la HPV vor dezvolta cancer de coluterină. Testarea pentru depistarea virusului HPV este necesară alături de testul babeș papa Nicolau? Aceasta este o discuție legată de politica care va fi, de politica de screening. Pentru că, vedeți, în ultimii ani de când testarea HPV a devenit mai accesibilă, există programe de politici de sănătate care balancează aceste două metode. Sigur, metoda Babes-Papa Nicolau este una clasică, să zicem așa, de multă vreme în politicile de sănătate, și uh, ulterior a apărut determinarea Human Papilomavirus. Sigur, specificitatea determinării Human Papilomavirus este superioară specificității uh, prin uh, frotiu Babes-Papa -Papa Nicolau. Acum, că o un anume program se va baza pe unul sau pe altul, respectiv pe deja testata combinație dintre ele, este deja altceva. Reprezintă, acest lucru reprezintă o decizie de politică sanitară. Pentru că, sigur, frotiu Papa Nicolau impune o anume frecvență a determinărilor, respectiv a a testării populației la un anumit preț, cu ceva mai scăzut. Dincolo avem o specificitate mai mare, dar un preț mai mare, însă vom putea sau am putea spațializa determinările la intervale mai lungi de timp. Este o chestiune de până la urmă și de economie sanitară, care este dependentă de până la urmă și de politicile de, și, de, și de caracteristicile populației respective. Se pot recunoaște cu ușurință stadiile incipiente ale cancerului de coluterin? Sigur, răspunsul este da. Stadiile incipiente, care sunt semnalizate de rezultatele anormale ale screeningului, pot fi, sunt astăzi atât recunoscute, cât și tratate foarte eficient cu metode minim invazive și cu rezultate foarte bune. Ce se întâmplă în cazul unui diagnostic pozitiv și care sunt uh, pașii de urmat. Acum, permiteți-mi să fac o mică, uh, o mică precizare. Uh, un examen papa nicolau sau rezultatul screeningului nu este un rezultat de diagnostic. Cu alte cuvinte, noi testăm să zicem 100.000 de femei. din care ne așteptăm că să zicem așa, 5% vor avea rezultate anormale. Restul. Vor avea rezultate negative la acest screening: că este cu examen Papa Nicolau, că este după HPV. Acele 5 paciente din 100.000 de, mii de uh, uh, scrinate de noi vor avea nevoie de o metodă de diagnostică a acelei anormalități sesizate de examenul Papa Nicolau. Este o chestiune tehnică acum să detaliem ce este de făcut. Pentru că sunt foarte mulți factori în, în, în joc și poate că am intrat într-o chestiune foarte tehnică. Nu este totuna dacă examenul, dacă screeningul este pozitiv la o pacientă de 24 de ani care n-a mai avut alt screening, dacă este la primul screening, nu este totuna dacă pacienta are sau nu are copii cum evident nu este totuna dacă rezultatul screeningului ului iasă pozitiv la cineva de 47 de ani cu trei copii acasă și care a avut un examen Papa Nicolau în urmă cu doi ani sau... Deci, încă o dată, examenele acestea nu ne pun un diagnostic. Aceste screeningul ne atrage atenția că în populație avem un număr oareșcare de paciente cărora trebuie să le aplicăm niște teste de diagnostic, că este biopsie, că este colposcopie și așa mai departe. Deci, odată ce screeningul ne pune niște steaguri roșii, acele paciente iasă din programul de screening și intră în programul de diagnostic. Odată diagnosticul pus, urmează tratamentul și foarte important, calendarul ulterior al urmăririi acestor paciente odată tratat. Deci, practic, ce trebuie să înțeleagă femeile care ne urmăresc este faptul că screeningul poate trage niște semnale de alarmă Vis-a-vis -vis de ceea ce urmează să exact. fie făcut în sensul diagnosticării exact. precise și exacte exact. a riscului de îmbolnăvire. Screeningul nu este o metodă de diagnostic, repet, dar este extrem de bun în a, ne, în a depista din masa de, de populație cine are riscuri să dezvolte un cancer de coluterin invaziv și cum, îl putem, cum putem combate această evoluție nefavorabilă. Domnule doctor, v-aș întreba dacă considerați că femeile din România sunt suficient de deschise către ideea de screening. Cred foarte tare că răspunsul este da. Dacă noi reușim să uh, explicăm ce facem noi acolo și de ce se face acest lucru, și cât de mare este beneficiul uh, uh, populației pentru așa ceva. Cred că, mă rog, poate că noi, cea mai academică exprimare, mingea în ceea ce privește succesul campaniei de screening este la noi cei care încercăm să facem asta și nu neapărat la populație. Cred foarte tare că populația de la noi n-ar fi împotriva acestei uh, uh, acțiuni câtă vreme reușim să explicăm că balanța dintre neplăceri și beneficii este enormă în favoarea uh, beneficiilor, că nu este... Nimic ascuns, că nu este nicio conspirație, că nu sunt efecte secundare ale acestei uh, campanii de screening și că, încă o dată, cred că am spus de o de ori asta, beneficiile sunt enorme versus câteva secunde, zeci de secunde de, spunem așa, neplăcere. Amintați chiar la începutul emisiunii cât de importantă este informarea, atenția pe care femeile trebuie să o acorde acestei probleme sensibile și care, cred, poate conduce către creșterea gradului de conștientizare. Cu cât te apleci mai mult asupra unui subiect, cu atât înțelegi mai mult și realizezi, de fapt, importanța prin metode atât de simple și de facile în sensul păstrării sănătății proprii. Care este mesajul dumneavoastră pentru femei în acest context al programului de prevenție a cancerului de coluterin? Mă gândesc care ar fi cea mai scurtă frază posibilă și în ce fel să o formulăm, uh, și probabil cel mai pe scurt este așa. Screeningul pentru cancerul de col uterin vă salvează viața. Și să încercăm să nu cădem în, în uh, povestea aceea, să zicem așa, romanțată, în care uh, de fapt, mie nu mi se poate întâmpla. De fapt, n-am simțit nimic. Eu nu simt nimic. Sunt în ordine. De fapt, eu nu sunt imunocompromisă, nu, nu fumez, mănânc sănătos. Toate acestea sunt acoperiri, din păcate, care generează o extrem de falsă securitate. Și cred că, încă o dată, o manoperă atât de banală. Făcută, în fapt, sau, sau recomandată, în fapt, la un interval atât de lung de timp, dacă ne, ne stăm să ne gândim, este, este de departe deasupra oricărei discuții privind beneficiile, pentru că beneficiile, în ceea ce privește sănătatea, sunt enorme. Nu vreau să merg în zone din astea anecdotice, dar. Dacă vreodată cineva, a văzut un cancer de col uterin la o femeie de 30 de ani cu doi copii acasă, este ceea ce nu vei uita niciodată. Pentru că uh, imaginea este atât de dramatică, degradarea este atât de rapidă. Ori noi ajungem să vedem, știți, o să spun cuvintele alea, pe vremea mea, uh, vedeam cancere de col uterin la paciente undeva, peste 45. 4, 7, 50 de ani. Astăzi vedem la paciente tinere din nefericire. Și să nu uităm că vorbim de o patologie cu o progresie lentă. De fapt, de fapt, vorbim, cu o, vorbim de o patologie cu progresie, cu o istorie naturală, cum se spune, extrem de lentă este cu atât mai nedrept. Este cu atât mai nedrept că ceva ce putea fi depistat într-un atât de lung timp, n-a fost depistat pentru simplu motiv că nu s-a făcut niciodată un, un examen screening, un screening la aceste paciente. Aceste paciente, în majoritatea lor covârșitoare, puteau să, să trăiască o, o viață normală după o intervenție, încă o dată, minimă pentru o leziune cu potențial precanceros sau pentru o leziune precanceros. Ceva mi-a atras atenția din ce ați evidențiat anterior, și v-aș ruga să ne explicați puțin, pentru că ați spus la un moment dat că abordarea, și în mod real există și această abordare, că mie nu mi se poate întâmpla sau că nu simt nimic. V-aș ruga puțin să detaliați care ar fi simptomele. Poate că ajută. Pot să detaliez care sunt simptomele. Ce vreau să spun este că atunci când un cancer de col uterin este simptomatic, șansa de mortalitate este foarte mare. Cu alte cuvinte, cum vă spuneam, în majoritatea covârșitoare a cazurilor de la noi, din nefericire, pacientele ajung să fie diagnosticate în stadiile 2 și câteodată 3. Asta presupune că acolo este un cancer al cărui diagnostic este vizibil din start. Dar la acel moment, în care pacienta nu așa, era o triadă sau, mă rog, o simptomatologie clasică de care Dumnezeu le sperăm că în secolul ăsta să nu mai auzim niciodată: pacienta care are sângerări anormale după contactul sexual, respectiv conținutul vaginal are un miros neplăcut. Acela este începutul catastrofei. Acolo, șansa de vindecare, fără Comorbidități sau fără efecte secundare catastrofale, este într-o scădere dramatică acele paciente își vor pierde funcția reproductivă uh, pentru început, respectiv, totul legat de calitatea vieții va fi o, o, o luptă îngrozitoare. Uh, ca urmare a acestui fapt. Haideți să. Lăsăm la o parte aceea că să spunem pacientelor dacă aveți o sângerare vaginală anormală după contact sexual aveți nevoie de consult. Nu, nu, nu acesta este mesajul. Atunci este mult prea târziu. Mesajul este că aveți, că nu aveți nimic. Un examen Papa Nicolau nou nu rănește pe nimeni. Acesta este mesajul corect. Diagnosticul unui cancer de col uterin în stadiul 2A este începutul sfârșitului. Dincolo, cum spuneam, de eforturile colegilor care fac chirurgie, de eforturile și, și investițiile în, în tehnologie, în radioterapie, în chimioterapie, nu ăsta este mesajul. Mesajul este: nu ajungeți niciodată acolo cum. Un examen, un screening banal, a, a, nedureros, fără niciun efect secundar, este ceea ce trebuie făcut. Pe asta trebuie insistat, să uităm. Haideți să, să, să ne dorim ca generația următoare de studenți la medicină să se pensioneze fără să vadă un cancer de coluterin invaziv. Mi-aduc aminte, am avut cândva, cu mulți ani în urmă, un, un musafir, un, un medic din Elveția, care a ținut niște cursuri aici, în, în, în Târgu Mureș, într-o cu totul altă sferă, a chirurgiei laparoscopice, un domn extrem de distins, un gentleman. Și avea la momentul respectiv 46 de ani, a profesat toată viața lui în Elveția și ne-a rugat, ne-a spus la vremea respectivă: Știți, am auzit că pe program operator astăzi este un cancer de coluterină. Aș vrea să văd că n-am văzut niciodată. Noi vorbim de un om care practica ginecologia de 20 de ani în Elveția. Sigur că se ocupa mai degrabă de o altă zona patologiei feminine, dar cred totuși că este simptomatică cineva spunea, uite, eu am ajuns la o vârstă avansată și n-am văzut niciodată un astfel de, o astfel de catastrofă. Ori, noi în continuare vedem așa ceva, într-o țară europeană. Nu diagnosticul canciului de coluterin este focusul în acest moment. Din păcate, din nefericire, diagnosticul este ceva ușor pentru că este atât de dramatic și așa de până într-un final, în majoritatea cazurilor se poate pune cu ochiul liber. Nu întâmplător v-am întrebat de simptomatologie tocmai în scopul în care cele care ne urmăresc ar trebui să înțeleagă că atunci când vorbim de simptome este deja, exact cum ați foarte spus, târziu. Foarte, târziu. Foarte, târziu. foarte târziu. Iar rolul screeningului este tocmai de a preveni îmbolnăvirea da. gravă. Da. Cu alte cuvinte putem să formulăm și așa, atunci când cineva are, ne legăm de acest simptom care este comun, o sângerare vaginală anormală, după con. Un contact sexual sau după așa ceva. Acele paciente nu trebuie să meargă la screening, acele paciente merg la un test de diagnostic, este altceva. El trebuie să meargă la specialist. Noi vorbim de toată populația feminină, fără nicio acuză. Subliniez, nu trebuie să ai ceva ca să mergi la programul acesta de screening. Aș putea spune cumva forțat, ba din contră. Lumea normală, aparent normală. Fără nicio acuză, lumea care se simte bine, lumea care are cicluri menstruale regulate, cu contracepție, fără contracepție, femei cu copii sau fără copii, este mai puțin important. Toată lumea, toate pacientele, toate femeile trebuie să meargă la acest. Uh, în lipsa, subliniez, în lipsa oricărei uh, acuze. Acuzele presupun uh, altceva. Dacă ai o acuză în sfera genitală, ai nevoie de un diagnostic. Aici nu trebuie să ai nicio acuză ca să te prezinți la examenul acesta, pentru că așa îți poate el salva viața. Altfel nu. Domnule doctor, vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi. Consider că ceea ce ați transmis a fost extrem de relevant și pe înțelesul tuturor. Mai explicit de atât, nu cred că ați fi putut să fiți. Și cred că felul în care ați prezentat lucrurile sper să crească gradul de conștientizare și orientarea femeii către. Parte de screening. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, și uh, ar vrea să vă spun despre disponibilitatea, nu doar a mea, a tuturor celor implicați în programul ăsta: că la nevoie suntem gata să spunem acest mesaj de 1000 de ori pe zi. Nu este puțin să spunem 1000 de, de ori pe zi. Dacă este nu, nevoie să spunem de 10.000 de ori pe zi, ar trebui să spunem de 10.000 de ori pe zi, pentru că, așa cum v-am spus, zona de informație sau mingea în acest moment este în terenul nostru, este dependent de noi să transmitem acest uh, mesaj și dacă uh, o să-l transmitem tare, răspicat și cu subiect și predicat și fără uh, uh, volute din astea uh, 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 care să, să confuzeze lumea, uh, probabil până la urmă asta este metoda avea, de urmat. Va avea impactul da. dorit. Și dacă trebuie de 1000 de ori pe zi, să facem de 1000 de ori, să facem de o mie și una de ori pe zi. Vă mulțumesc încă mulțumesc o dată pentru prezență și pentru, prezență și pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi. Așadar, prevenția salvează vieți. Este mesajul pe care vă îndemnăm să-l luați în considerare, să-i acordați importanța cuvenită. Argumentele oferite pe parcursul acestei emisiuni ar trebui să fie cel puțin suficiente pentru a conștientiza importanța testării, evaluării periodice a stării de sănătate. Sănătatea dumneavoastră este importantă nu doar pentru propria persoană, ci și pentru familia dumneavoastră. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Toate cele bune!